Așa-ți vorbește Domnul poporului, ascultă cuvântul celui preanalt. Pentru că unii se întreabă dacă Domnul mai privește încă și dacă mai sunt sub controlul lui lucrurile, iată ce vestește Duhul Sfânt. Ca cel ce privesc peste toate, îngădui, zice Domnul, într-o vreme scurtă, o schimbare, zice Domnul, care pe mulți vă va uimi, zice cel preanalt. Și îngădui o ieșire de pe drumul cu negură, pe un drum de har și de îndurare, zice Domnul. Drumul acesta, zice cel preanalt, și schimbarea aceasta în bine, nu va fi pentru multă vreme, zice Domnul, ci este o vreme scurtă, alocată pentru pregătire, zice Domnul. În vremea aceea, iată, am să presar drumul cu un de lemn proaspăt și cine va vrea, se va adăpa, zice Domnul, și va fi umplut. Pentru că apoi, zice Domnul, la scurt timp după aceea, se va intra într-o nouă negură îngăduită de sus. O negură care va învălui, zice Domnul, iată, biserica într-un foc, care va fi o prelucrare a celui preanalt. Ca mai apoi, zice Domnul, să fii gata pentru saltul ceresc care se pregătește. De aceea, zice Domnul, ca să vezi că eu sunt cel ce ține mâne toate, vei vedea cu ochii tăi schimbarea. Prețuiește vremea de har și apoi fii gata pentru strigarea cerească să-L întâmpin pe Domnul pe nori. Amin. Amin.